Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Lucrările la nou sediu al Liceului de Artă din Focșani sunt în plină desfășurare. Acestea ar putea fi încheiate înainte de începerea noului an școlar. Reprezentanții unității de învățământ spun că este un vis care nu mai sperau să devină realitate. După ani întregi în care au studiat înghesuiți în săli de clasă subdimensionate, în sfârșit o veste bună pentru colectivul de cadre didactice și elevi ai Liceului de Artă Gheorghe Tătărescu din Focșani. În septembrie se vor muta într-un nou sediu aflat lângă Inspectoratul Școlar Județean Vrancea. Astfel, anul școlar 2020-2021 va aduce condiții bune de studii elevilor din acest liceu. Cred că este un vis pe care Liceul de Artă, într-un final, și-l va îndeplini. Este un vis care datează de mai bine de 20 ceva de ani. Un vis pe care noi, vă spun sincer, nici nu credeam că îl vom mai realiza în această viață. Dar mulțumim autorităților, mulțumim tuturor celor care s-au implicat direct. În sfârșit s-a uitat cineva și către Liceul de Artă. Se pare că în septembrie 2020 avem șanse reale să ne mutăm. Chiar dacă poate nu vor fi lucrările terminate chiar la 1 septembrie, pentru că depindem de condițiile meteo, oricum ar fi, ne mutăm clar în anul școlar viitor. Da, am fost ieri, fără să știu că va ajunge acolo și domnul primar. Am fost din pură curiozitate cu doamna secretară și am fost plăcut surprinse amândouă, realizând că se lucra simultan pe toate cele trei paliere. Lucrările sunt foarte avansate din punctul meu de vedere, nu prea mă pricep eu în acest domeniu, dar din câte am văzut, mi-am dat seama că lucrările sunt avansate. Nu multă lume știe că Liceul de Artă în prezent funcționează în trei locații, respectiv în sediul de pe strada Alecu Sihleanu, de fapt fostul internat al Liceului Pedagogic, unde se desfășoară orele de cultură generală, atelierele de pictură sunt într-un alt fost internat de pe aceeași stradă, iar orele de muzică se țin în incinta școlii Ștefan cel Mare din Focșani. Așadar, noul sediu va veni cu condiții mai bune de studiu. Acolo clasele sunt generoase, au în primul rând oxigen. Noi aici am fost destul de vitregiți. Clasele sunt foarte înghesuite, noi funcționăm într-un fost cămin al Liceului Pedagogic. Clasele sunt practic dormitoarele, fostele dormitoare ale Liceului Pedagogic. Clasele sunt mici și în aceste clase mici avem câte 30-32 de elevi mari, dacă vorbim și de elevi de liceu, care nu numai că stau înghesuiți, dar nu este suficient oxigenul din atmosferă. Noi funcționăm în trei locații. Cultura generală este aici, în sediul la care ne aflăm acum, din Alecu Sihleanu. Atelierele de orele de artă plastică se realizează în atelierele care sunt în incinta Colegiului Cotea. Și orele de muzică se realizează în cabinetele de muzică din aripa de nord a școlii numărul 9. Cu alte cuvinte, suntem împărțiți în trei locații. Din toamnă, atelierele de pictură și clasele în care se vor ține cursurile de cultură generală vor fi în aceeași clădire. Doar laboratoarele de muzică vor rămâne în școala Ștefan cel Mare. Sperăm măcar din trei locații să ajungem la două. Nu știu dacă, adică nu știu, știu, cu siguranță nu vom putea muta cabinetele de muzică, pentru că acolo se lucrează individual și ar însemna ca fiecare instrument să aibă un cabinet aparte. Nu putem oferi așa ceva în noul sediu, dar putem să unim cultura generală cu artele plastice și oricum este un mare plus. Liceul de Arte Gheorghe Tătărescu a fost înființat în 1957, având titulatura de școală de muzică cu clasele 1-8. Începând cu anul 1980 și până în anul 1990, a funcționat în sistemul școlilor cu program suplimentar de muzică și arte plastice. Din anul 1990 până în anul 1992 a funcționat sub administrație proprie, iar din anul 1992 s-au înființat primele clase în ciclul liceal pe lângă Liceul Pedagogic din Focșani. În anul 1995 s-au întrunit condițiile de înființare ca liceu, funcționând în sistem de învățământ integrat începând cu ciclul gimnazial. Începând de anul trecut, Liceul de Arte are și o clasă pregătitoare.
Consiliul Județean Vrancea a aprobat miercuri în ședința ordinară bugetul județului și al instituțiilor subordonate. Au fost discuții vis-a-vis de sumele alocate pentru anumite activități ale administrației județene. Consilierii județeni s-au întrunit miercuri în ședința ordinară a lunii februarie. Pe ordinea de zi a fost și aprobarea bugetului pentru acest an. Și de data aceasta au existat discuții între consilieri. Cei din tabăra PNL nu au fost de acord cu sumele alocate pentru anumite activități ale administrației județene și au încercat să facă un amendament pentru diminuarea acestor sume. Am avut 3 întâlniri pe comisie și am avut o discuție cu colegii mei și consider că aprobarea sumelor pentru anumite activități în ceea ce privește aniversarea zilei de 9 mai. Aici avem o sumă aprobată de 1.400.000. Am considerat că suma este suficientă, și anume dacă o reducem cu 1.000.000 de lei și o punem pentru finalizarea investiției de lucrări și consolidare pentru prefectura Purna, suma de 400.000 de lei pentru această sărbătoare de 9 mai ar fi de ajuns. Secretarul județului Vrancea, Raluca Dan, le-a atras atenția consilierilor că amendamentele pot fi făcute doar dacă au avizul comisiilor de specialitate. Înainte de a discuta, ca să puteți să discutați amendamentul, deci ca să puteți să-l discutați, trebuie ca Comisia de Specialitate, Buget, Finanțe și cele două direcții de specialitate care au mai dat aviz pe amendament în speță economicul și investițiile, înainte să supuneți la vot amendamentul domnului consilier, să-și spună, dacă au timp în această ședință acum, să spună care este punctul de vedere, pentru ca secretarul județului să-l poată confrunta. Una la mână, doi, îmi rezerv și eu, vă rog frumos să-mi oferiți posibilitatea, nu știu, pauză sau ceva, ca să pot să văd dacă eu avizez de legalitatea acest amendament, pentru că și eu trebuie să fiu convinsă că dacă îmi pun semnătura pe ceva, este că eu cred că este lucrul respectiv legal. Vă rog să mă înțelegeți greșit. Nu pun, da, v-am rugat și v-am scris și în convocator de fiecare dată ca amendamentele să fie depuse într-un timp, cum să vă spun, chiar 24 de ore, nu am spus cu o săptămână înainte, tocmai ca aparatul de specialitate să facă toată procedura pe care v-am descris-o. După mai multe discuții, bugetul a trecut. Supun la vot proiectul de buget prezentat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Da? Dacă se abține cineva. Cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. Întrucât proiectele de pe ordinea de zi au fost epuizate, declar închise lucrările ședinței ordinare de astăzi, 19.02.2020. Ședința Consiliului Județean din data de 19 februarie va fi transmisă cu începere de la ora 21 pe postul de televiziune Atlas TV. Un bărbat din Bordeasca și-a stropit cu benzină soția, după care i-a dat foc. Femeia a ajuns la spital, iar bărbatul în custodia polițiștilor. În cursul acestei dimineți, polițiștii din comuna Tătăranu au fost sesizați cu privire la faptul că în seara zilei de 19 februarie anul curent, o femeie de 54 de ani din localitatea Bordeasca ar fi fost stropită cu benzină de către soț, care apoi i-ar fi dat foc. Femeia, care se află în stare stabilă de sănătate, a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Bărbatul se află în acest moment în custodia polițiștilor în vederea audierii și stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Primarul municipiului Focșani, Cristi Misăile, s-a întâlnit ieri cu focșănenii în cadrul unei dezbateri publice care a avut loc la Sala Balada pentru a prezenta bugetul pentru acest an. Focșănenii au venit cu propuneri, iar municipalitatea a prezentat cu această ocazie investițiile propuse pentru acest an. Edilul a arătat că pentru acest an Focșaniul va avea un buget de 342,2 milioane de lei, din care 171,6 milioane de lei sunt cheltuielile cu investițiile prognozate pentru anul 2020. Pentru anul 2020, bugetul general se ridică la valoarea totală de 342.239.000 de lei. Din care, pentru investiții finanțate integral din venituri proprii, avem doar un 2%. Bugetul este consolidat cu suma de 16.565.000 de lei, ce reprezintă subvenția acordată instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii. Deci avem și instituții care se autofinanțează parțial. Dacă luăm pe structura veniturilor proprii, din total venituri de 342 de milioane, cum vă spuneam, 239 de mii de lei, venituri proprii reprezintă cam 42%, adică undeva la 142 de milioane, 500 de mii de lei, aproximativ. Impozitul, din impozite și taxe locale și alte venituri,
estimăm să încasăm 53 de milioane 600 de mii de lei. Iar din cote defalcate din impozitul pe venit, 88 de milioane, aproape 89 de milioane, 88 de milioane, 887 de mii de lei. Întâlnirea organizată în sala cinematografului Balada a fost un prilej pentru ca municipalitatea să prezinte investițiile propuse pentru acest an. Locurile de joacă în Crește. E proiect tehnic finalizat, urmează să înceapă lucrările în cele două Crește, Creștea 1 și Creștea 7. Amenajarea locurilor de joacă în incinta grădinițelor. După cum bine știți, din 12 grădinițe deja 8 au locurile de joacă finalizate. Urmează să mai finalizăm anul acesta cele 4 locuri de joacă. Locuințe pentru tineri în regim de închiriere în strada Brăile 112, sistematizarea pe verticală, practic parcarea de la blocurile noi din Democrație au fost în mare parte finalizate, am reușit să dăm în folosință și aceste blocuri. Urmează doar să mai finalizăm, dacă condițiile meteo ne vor permite, anumite lucrări mai mult legate de amenajarea spațiilor verzi. Suntem în plină desfășurare a procedurii de achiziție pentru proiectul tehnic și execuția de lucrări la amenajarea stadionului de la Mândrești, cu gradene, cu sistem de irigație, sistem de iluminat, vestiare, sistem de supraveghere video și suprafața de joc, bineînțeles. Pentru Colegiul Național Unire, anul acesta, încă o dată sperăm să avem înscriși, pentru că am mai avut și anul trecut, scoasă o dată la licitație această documentație, pentru a finaliza amenajarea curții. Aici se numește sistematizarea verticală și prefumirea Colegiului Național Unire. De asemenea, suntem în plină desfășurare a procedurii de licitație pentru achiziția proiectului de amenajare a locurilor de joacă existente în patrimoniul municipiului. Practic, sunt încă 14 locuri de joacă pe care ne propunem să le construim anul acesta și știu eu, poate reușim anul acesta să le finalizăm. În alte locații decât cele din incinta grădinițelor și cele 5 care au fost deja finalizate în cursul anului 2019, în anilor 2018-2019 în municipiu. Și vorbim aici de mai multe locuri de joacă din cartiere. În planurile municipalității se mai află realizarea unui număr de 140 de locuințe anele pe Calea Munteniei, documentația fiind transmisă la București. Avem proiectul depus deja la anele și așteptăm achiziția proiectului tehnic și a execuției lucrurilor pentru un nou cartier de locuințe colective pentru tineri în regim de închiriere, situat în strada Calea Munteniei numărul 57. Deci Calea Munteniei 57, ca punct de reper, să vă dăm așa, vis-a-vis de Petronveni. Acolo avem un teren de aproximativ 3 hectare, unde vom construi numărul ce ne-am propus de 140 locuințe. Tot ce ținut de noi am făcut, am trimis la Agenția Națională pentru Locuințe, avem informații că deja se lucrează la documentația pentru aprobarea acestor achiziții. Anul acesta, zic eu că am început cu dreptul și, după cum știți, am finalizat lucrările la corpul de servicii din strada Cuzavod, de lângă Bancă, cum știm cu toții, unde am mutat o parte din serviciile de încasarea impozitelor și taxelor cu precădere a celor servicii de înregistrare și radiere a autovehiculului. Pentru reabilitarea și extinderea parcului de la teatru avem deja proiectul tehnic. Suntem în perioada de obținere a vizelor și acordurilor în conformitate cu certificatul de urbanism. Mâine este terminul final de depunerea ofertelor pentru reabilitarea și extinderea parcului Nicolae Bălcescu, proiect pentru care noi am estimat că vom aloca 13.942.000 de lei. Așteptăm să vedem dacă mâine, până mâine noi nu știm exact dacă vom avea sau nu vom avea înscriși constructori. Noi ne dorim foarte mult. Dezbaterea publică, în integralitatea sa, va putea fi urmărită în această seară cu începere de la ora 18:40 pe postul de televiziune Atlas TV. Un tânăr de 25 de ani a fost reținut de procuror după ce ar fi înjunghiat un bărbat noaptea trecută în timp ce se afla în zona centrală a orașului. Cei doi s-au întâlnit inițial într-o sală de jocuri și au decis să pună capăt unor neînțelegeri. Din păcate, conflictul a degenerat și tânărul de 25 de ani a scos un briceac și l-a înjunghiat pe celălalt.
Miercuri seara, în jurul orei 20:30, un scandal a izbucnit pe Bulevardul Unirii din Focșani, în zona Big. Un tânăr a fost înjunghiat în zona abdomenului cu un obiect ascuțit, autorii nefiind identificați la acea oră. Rănitul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, starea sa fiind stabilă. În urma activităților efectuate cu operativitate de polițiști, au fost identificați doi tineri în vârstă de 21, respectiv 25 de ani, unul dintre aceștia fiind principalul suspect în săvârșirea faptei. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor de către procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, au transmis reprezentanții IPJ Vrancea. În această dimineață, tânărul de 25 de ani din municipiul Focșani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor, a fost reținut pentru 24 de ore de către parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea. La audieri, suspectul a recunoscut fapta. Se pare că victima se afla într-o sală de jocuri de noroc în momentul în care a ajuns și tânărul reținut. Acesta i-a cerut victimei să iasă afară pentru a discuta, între ei existând unele neînțelegeri. Iar în timpul discuțiilor, suspectul a scos briceagul și a înjunghiat victima în zona abdomenului. Asociația Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei organizează în data de 22 februarie 2020, ora 17, la Sala Balada din municipiul Focșani, evenimentul cultural-artistic intitulat Cultură și spiritualitate în Vrancea Arhaică. La întâlnirea de sâmbătă va fi prezent și înalt preasfințitul Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Manifestarea cultural-artistică este ocazionată de moșii de iarnă și cuprinde lansarea a două volume despre literatura populară și spiritualitatea tradițională din Vrancea Arhaică, respectiv volumele Literatura populară Nereju Vrancea și Spiritualitatea tradițională românească în epoca interbelică, dar și o expoziție grafică, precum și un moment susținut de etnologul din Chișinău, Varvara Buzilă, despre pâine ca aliment și simbol și experiență a sacrului. Vor fi invitate personalități ale vieții culturale locale și naționale. Etnograf Ion Cherciu, cercetător în cadrul Institutului de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu din cadrul Academiei Române, artistul plastic Virginia Georgescu Hosu, antropologul Gheorghiță Geană, profesor doctor universitar în cadrul Universității din București și cercetător științific în cadrul Institutului de Antropologie Francisc I. Rainer al Academiei Române. Evenimentul beneficiază de concursul artistic al doamnei Maria Murgoci, director al ansamblului folcloric Țara Vrancei. Manifestarea culturală este realizată în parteneriat cu Șezătoarea Basarabia, Șezătoarea București, Șezătoarea Focșani și Asociația Platforma Civică împreună. În cadrul proiectului național, România își prețuiește tradițiile, iar la Focșani se derulează sub înaltul patronaj al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, în prezența înalt preasfințitului părinte Arhiepiscop Ciprian. Asociația Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei numără până în prezent 8.000 de membre și desfășoară nenumărate activități culturale, educaționale și social-filantropice. Asociația Femeilor Ortodoxe Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei este continuatoarea formei de organizare a femeilor ortodoxe de pe aceeași rază teritorială a județelor Buzău și Vrancea din perioada 1927-1948, cunoscută atunci sub denumirea Societatea Ortodoxă Națională a Femeilor din România, filiala Buzău, înființată în anul 1927 de ierarhul locului din acea vreme, episcopul Ghenadie Niculescu. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect, cerul va fi parțial noros, vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între 1 și 3 grade, iar cele maxime între 8 și 10 grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!